Buonasera, numele meu este nu contează. M-am întâlnit cu unul de la Cotroceni. Mi-a spus să vă spun că trăiți bine. M-am bucurat. Și eu trăiesc bine. Nu numai că trăiesc bine, dar am văzut și luminița de la capătul tunelului. Apoi mi-am dat seama că de fapt era lumina trenului care se apropia. Mi-a mai spus că trebuie să muncim. Sau mai exact mi-a spus că trebuie să munciți. Deși dacă ne gândim bine, omul nu e făcut pentru muncă. Dovada că îl și obosește. Dacă muncești ca un cal, dacă ai o sănătate de bivol și vii acasă obosit ca un câine, trebuie neapărat să consulți un veterinar, pentru că ai toate șansele să fii un bou. Asta e viața. L-am întrebat de ce suntem totuși așa săraci. Mi-a spus că suntem prea mulți. Oameni mulți, puține mese. În lume, la fiecare 6 secunde, o femeie naște. Trebuie să o găsim pe această femeie și să o oprim imediat. În ciuda aparențelor, și pe mine m-a născut o femeie. Eu m-am născut în România. Întrebarea e de ce? Răspunsul e simplu. Am vrut să fiu cât mai aproape de mama. Toată copilăria mea am crezut că sunt vietnamez. Toată copilăria mea am crezut că numele meu este Ia mâna n-ai voie. Când mi-am început viața sexuală, cineva mi-a șoptit: bărbatul deasupra, femeia de desubt. Cu prima soție, 3 ani am dormit în paturi suprapuse. Am avut ghinion cu ambele soții. Prima m-a părăsit, a doua nu. Culmea e că prima m-a părăsit când a aflat că mă culcam cu ea. Cu a doua e bine. Dormim în camere separate, ne luăm masa pe rând, facem concediile fiecare în altă parte. Nu ieșim niciodată împreună, adică facem tot posibilul să ne salvăm căsnicia. Ultima oară când am ieșit și eu cu nevastă mea împreună din casă a fost când ne-a explodat apartamentul. Am un prieten care zice că a dus-o bine cu toate cele 17 căsătorii, din care au rezultat 34 de copii care îl vizitează și de 2 ori pe zi la casa de nebuni. Noi copii n-avem, deși îmi plac foarte mult, mai ales când plâng, pentru că vine cineva și ia de acolo. Am fost chiar la o petrecere a copiilor. Am fost singurul supraviețuitor. Bine, nu avem copii și pentru că nevastă mea e anticoncepțională. Deși de la o vârstă, de la o vârstă, de la o vârstă, cel mai bun anticoncepțional este să lași lumina aprinsă. Vecinii mei au fost surprinși de copil în timp ce făceau dragoste cu lumina aprinsă. Ce făceați acolo, mama? Nimic. Cum nimic? Dar v-am văzut. Nu, nimic. V-am văzut. Nu, tata are burta mare și din când în când eu mă sui pe el ca să-i o nivelez. Degeaba eu nivelez, pentru că după ce pleci tu, oricum vine vecina de sus și o umflă la loc. Eu ultima oară când am avut relații cu o femeie a fost la New York, când am intrat în Statuia Libertății. Ce prostie! Unii spun despre femeie ce cap frumos are, ce cap frumos are femeia asta. Alții din contră zic ce gleznă frumoasă are, ce gleznă frumoasă are femeia asta. Eu personal cred că adevărul este undeva la mijloc. Asta e viața.
În viață trebuie să fii sănătos. Eu sunt. Am corpul unui tânăr de 20 de ani. Îl țin în frigider. După ultimul consult, doctorul mi-a mai dat de trăit 3 ani. Când a văzut că n-am cu ce să-l plătesc, mi-a mai dat 3. Astăzi chiar m-a certat. Zice, dumneata ai îndrăznit să-mi pui aici în buzunar 300 de euro? Zic, nu. Zice, de ce? Mie mi-a recomandat să țin regim. Am încercat să mă las de băut. În 2 săptămâni am pierdut 14 zile. Nu sunt un mare băutor. De fapt, bețivii sunt niște nenorociți care beau la vedere cât beau ei alți pe ascuns. Acum sunt la cură de grapefruit. Adică mănânc orice în afară de grapefruit. Am pierdut toată chiar 80 de kilograme. Asta când a plecat prima soție. Atât avea, 80. Prima soție sau a doua, nici nu mai știu. Am început să uit. Am fost la doctor. Doctore, am început să uit. De când? De când ce? Așa se întâmplă. Întâi uiți nume, apoi uiți chipuri, apoi să mă iertați, uiți să te închei la șliț. Apoi, mai grav, uiți să te deschei la șliț. Ca să rămâi sănătos, trebuie să faci sport. Bunicul meu avea 60 de ani când s-a apucat să meargă câte 8 km pe zi. Astăzi are 90 și abar n-avem pe unde e. De fapt, moartea e felul naturii de a spune să o lași mai moale. Unuia i-a bătut moartea la ușă. Cine e? Eu, moartea, ce te-ai speriat așa? Credeam că e garda financiară. Iertați-mă, văd acolo, la niște mese, niște tipi care nu râd deloc. Să știți că seriozitatea este refugiu omului cu o inteligență mediocră. Dacă mai este cineva în această țară pe care nu l-am jignit, îl rog să mă ierte. O seară bună.